Cu o experiență vastă, jandarmul gorjan Constantin Târban i-a pus la punct pe cei 60 de adversari după ce timp de o săptămână s-a luptat cu aceștia pentru a ocupa primul loc la etapa finală a concursului de șah organizat de Centrul Cultural al MEAI. Jandarmul are o vastă activitate în acest domeniu, participând la mai multe concursuri. Concursuri de șah organizate atât la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, fiind prezent la ultimele 8 ediții ale acestui campionat de șah, precum și la cele organizate interinstituțional la nivel județean și la nivelul unității noastre cu prilejul diferitelor evenimente. Constantin Târban face parte din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Tudor Vladimirescu Gorj.